prieteni. Data trecută am spus că episodul top 10 cele mai crude metode de tortură a bătut recordul la like-uri. Uitați de asta! Chiar nu m-am așteptat, dar partea a doua a făcut praf recordul primului episod, iar în comentarii fiecare al doilea îmi cere partea a treia. Sunt o mulțime de alte teme care îmi par interesante și despre care aș vrea să fac topuri, dar n-am putut să ignor atâtea cereri, că chiar au fost foarte multe. Așa că m-am decis să mai fac un ultim episod despre torturi. Și poftim, urmează top 10 cele mai crude metode de tortură, partea a treia. Să începem! Statul în cadă. Persoana condamnată trebuia plasată într-o cadă din lemn, doar cu capul în afară. După aceasta, călăul le picta fețele cu lapte și miere. În curând, muștele începeau să se hrănească de pe capete. Victima era de asemenea hrănită în mod regulat și ajungea să înnoate în propriile excremente. După câteva zile, larvele și vermii le devorau corpul în timp ce încă erau în viață. Tubul crocodilului. Persoana era așezată într-un tub acoperit pe interior cu țepi și numai capul și picioarele erau pe afară. Acest tub era micșorat, turtind victima. Erau provocate leziuni interne grave datorită presării, iar în același timp și țepii metalici străpungeau corpul. Și de parcă toate astea nu ar fi fost de ajuns, se pornea și un foc sub tub care prăjea victima de vie. Stropitoarea de plumb. De obicei, umplută cu plumb topit, apă clocotită sau ulei încins a fost folosită pentru a tortura victimele prin picurarea conținutului pe diferite părți ale corpului, cum ar fi ochii, fața, pieptul. Folosind acest dispozitiv, torționarul continua cu picurarea argintului topit pe pielea acuzatului, care ducea la o durere agonizantă și eventual la deces. Șurubul. Deși există mai multe variante ale acestui aparat de tortură, toate funcționează la fel. Cele mai mici au fost concepute pentru a zdrobi încet degetele de la mâini și picioare, iar mai mari au fost concepute pentru a zdrobi genunchii și coatele. Există de asemenea și spărgătorul de capete, despre care v-am povestit în prima parte, și făcea exact același lucru, doar că cu capetele. Măgarul spaniol. Această metodă de tortură a fost extrem de populară în timpul Inchiziției spaniole. Victima era așezată în poziție călare pe un suport în forma unei prisme triunghiulare, orientate cu partea ascuțită în sus. După aceea, călăul atârna greutăți de picioarele victimei, până când dispozitivul îi spinteca corpul. Spintecătorul de sâni a fost creat special pentru torturarea femeilor. Adesea, vârfurile dispozitivului erau fierbinți. Odată introdus în piele, dispozitivul cauza pierderi enorme de sânge și putea rupe sânii victimei dacă era mișcat brusc. Spânzurat, înecat și tăiat în patru. În timpurile medievale, pedeapsa pentru trădare în Anglia era să fii spânzurat, înecat și rupt în patru în public. Această metodă este responsabilă pentru moartea a mii de oameni. În această tehnică a torturii, victima era cufundată într-un vas cu apă de mai multe ori, aproape până la înnec. Apoi era spânzurată pentru o perioadă scurtă de timp, provocându-i chinuri groaznice, dar nepermițându-i să plece din viață. Și spre final urma dezmembrarea și castrarea, unde măruntaiele și organele genitale erau arse în fața victimei. Gheara pisicii. Era un instrument de tortură ce consta într-un mânier lung, care avea la capăt țepi de metal curbați, astfel încât semănau cu ghearele unei pisici. Era folosită la jupuirea pielii și a cărnii de pe os, din orice parte a corpului. În general, era smuls întâi pielea de la extremități, ca victima să sufere cât mai mult, după care urmau pieptul, spatele, gâtul și fața. Smulgerea unghiilor, o metodă care nu ducea la moarte, însă era extrem de dureroasă. Condamnatului i se introduceau sub unghii bețe cu sulf, până când acestea se desprindeau de piele. În momentul acela, călăul smulgea unghiile cât mai lent pentru a alungi chinurile și durerea victimei. Spintecătorul de genunchi. Ideea acestei invenții sadice a fost distrugerea genunchilor și a altor articulații. Când călăul întorcea mânerul, punctele ascuțite distrugeau și mutilau orice parte a corpului care era plasată acolo. Nu cauza mereu moartea, ci doar dureri groaznice și desfigurări teribile. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Acesta a fost al treilea și ultimul dintre episoadele despre metode de tortură. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share, subscribe. Părerile le puteți lăsa în secțiunea comentarii, iar în continuare puteți urmări.
Top 10 cele mai crude metode de tortură, episodul 1 sau episodul 2. Pe curând! Stropitoarea de plumb. De obicei, umplută cu plumb topit, apă clocotită sau ulei încins a fost folosită pentru a tortura victimele prin picurarea conținutului pe diferite părți ale corpului, cum ar fi ochii, fața, pieptul. Folosind acest dispozitiv, torționarul continua cu picurarea argintului topit pe pielea acuzatului, care ducea la o durere agonizantă și eventual la deces. Șurubul. Deși există mai multe variante ale acestui aparat de tortură, toate funcționează la fel. Cele mai mici au fost concepute pentru a zdrobi încet degetele de la mâini și picioare, iar mai mari au fost concepute pentru a zdrobi genunchii și coatele. Există de asemenea, după aceasta, călăul lipicta fețele cu lapte și miere, în curând muștele începeau să se hrănească de pe capete. Victima era de asemenea hrănită în mod regulat și ajungea să înnoate în propriile excremente. După câteva zile, larvele și vermii le devorau corpul în timp ce încă erau în viață. Tubul crocodilului. Persoana era așezată într-un tub acoperit pe interior cu țepi și numai capul și picioarele erau pe afară. Acest tub era micșorat, turtind victima. Erau provocate leziuni interne grave datorită presării, iar în același timp și țepii metalici străpungeau corpul. Și de parcă toate astea nu ar fi fost de ajuns, se pornea și un foc sub tub care prăjea victima de vie. Salutare, prieteni! Data trecută am spus că episodul Top 10 cele mai crude metode de tortură a bătut recordul la like-uri. Uitați de asta! Chiar nu m-am așteptat, dar partea a doua a făcut praf recordul primului episod, iar în comentarii fiecare al doilea îmi cere partea a treia. Sunt o mulțime de alte teme care îmi par interesante și despre care aș vrea să fac topuri, dar n-am putut să ignor atâtea cereri, că chiar au fost foarte multe. Așa că m-am decis să mai fac un ultim episod despre torturi. Și poftim, urmează top 10 cele mai crude metode de tortură, partea a treia. Să începem! Statul în cadă. Persoana condamnată trebuia plasată într-o cadă din lemn, doar cu capul în afară. Ea și spărgătorul de capete, despre care v-am povestit în prima parte, și făcea exact același lucru, doar că cu capetele. Măgarul spaniol. Această metodă de tortură a fost extrem de populară în timpul Inchiziției spaniole. Victima era așezată în poziție călare pe un suport în forma unei prisme triunghiulare, orientate cu partea ascuțită în sus. După aceea, călăul atârna greutăți de picioarele victimei, până când dispozitivul îi spinteca corpul. Spintecătorul de sâni a fost creat special pentru torturarea femeilor. Adesea, vârfurile dispozitivului erau fierbinți. Odată introdus în piele, dispozitivul cauza pierderi enorme de sânge și putea rupe sânii victimei dacă era mișcat brusc. Spânzurat, înecat și tăiat în patru. În timpurile medievale, pedeapsa pentru trădare în Anglia era să fii spânzurat, înecat și rupt în patru în public. Această metodă este responsabilă pentru moartea a mii de oameni. În această tehnică a torturii, victima era cufundată într-un vas cu apă de mai multe ori, aproape până la înnec. Apoi era spânzurată pentru o perioadă scurtă de timp, provocându-i chinuri groaznice, dar nepermițându-i să plece din viață. Și spre final urma dezmembrarea și castrarea, unde măruntaiele și organele genitale erau arse în fața victimei. Gheara pisicii. Era partea corpului care era plasată acolo. Nu cauza mereu moartea, ci doar dureri groaznice și desfigurări teribile. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Acesta a fost al treilea și ultimul dintre episoadele despre metode de tortură. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share, subscribe. Părerile le puteți lăsa în secțiunea comentarii, iar în continuare puteți urmări. Top 10 cele mai crude metode de tortură, episodul 1 sau episodul 2. Pe curând! Stropitoarea de plumb. De obicei, umplută cu plumb topit, apă clocotită sau ulei încins a fost folosită pentru a tortura victimele prin picurarea conținutului pe diferite părți ale corpului, cum ar fi ochii, fața, pieptul. Folosind acest dispozitiv, torționarul continua cu picurarea argintului topit pe pielea acuzatului, care ducea la o durere agonizantă și eventual la deces. Șurubul. Deși există mai multe variante ale acestui aparat de tortură, toate funcționează la fel. Cele mai mici au fost concepute pentru a zdrobi încet degetele de la mâini și picioare, iar mai mari au fost concepute pentru a zdrobi genunchii și coatele.
Există de asemenea după aceasta călăul lipicta fețele cu lapte și miere, în curând muștele începeau să se hrănească de pe capete. Victima era de asemenea hrănită în mod regulat și ajungea să înnoate în propriile excremente. După câteva zile, larvele și vermii le devorau corpul în timp ce încă erau în viață. Tubul crocodilului. Persoana era așezată într-un tub acoperit pe interior cu țepi și numai capul și picioarele erau pe afară. Acest tub era micșorat, turtind victima. Erau provocate leziuni interne grave datorită presării, iar în același timp și țepii metalici străpungeau corpul. Și de parcă toate astea nu ar fi fost de ajuns, se pornea și un foc sub tub care prăjea victima de vie. Salutare, prieteni! Data trecută am spus că episodul top 10 cele mai crude metode de tortură a bătut recordul la like-uri. Uitați de asta! Chiar nu m-am așteptat, dar partea a doua a făcut praf recordul primului episod, iar în comentarii fiecare al doilea îmi cere partea a treia. Sunt o mulțime de alte teme care îmi par interesante și despre care aș vrea să fac topuri, dar n-am putut să ignor atâtea cereri, că chiar au fost foarte multe. Așa că m-am decis să mai fac un ultim episod despre torturi. Și poftim, urmează top 10 cele mai crude metode de tortură, partea a treia. Să începem! Statul în cadă. Persoana condamnată trebuia plasată într-o cadă din lemn, doar cu capul în afară. Ea și spărgătorul de capete, despre care v-am povestit în prima parte, și făcea exact același lucru, doar că cu capetele. Măgarul spaniol. Această metodă de tortură a fost extrem de populară în timpul Inchiziției spaniole. Victima era așezată în poziție călare pe un suport în forma unei prismițele cu lapte și miere. În curând muștele începeau să se hrănească de pe capete. Victima era de asemenea hrănită în mod regulat și ajungea să înnoate în propriile excremente. După câteva zile, larvele și vermii le devorau corpul în timp ce încă erau în viață. Tubul crocodilului. Persoana era așezată într-un tub acoperit pe interior cu țepi și numai capul și picioarele erau pe afară. Acest tub era micșorat, turtind victima. Erau provocate leziuni interne grave datorită presării, iar în același timp și țepii metalici străpungeau corpul. Și de parcă toate astea nu ar fi fost de ajuns, se pornea și un foc sub tub care prăjea victima de vie. Stropitoarea de plumb. De obicei, umplută cu plumb topit, apă clocotită sau ulei încins a fost folosită pentru a tortura victimele prin picurarea conținutului pe diferite părți ale corpului, cum ar fi ochii, fața, pieptul. Folosind acest dispozitiv, torționarul continua cu picurarea argintului topit pe pielea acuzatului, care ducea la o durere agonizantă și eventual la deces. Șurubul. Deși există mai multe variante ale acestui aparat de tortură, toate funcționează la fel. Cele mai mici au fost concepute pentru a zdrobi încet degetele de la mâini și picioare, iar mai mari au fost concepute pentru a zdrobi genunchii și coatele. Există de asemenea și spărgătorul de capete, despre care v-am povestit în prima parte, și făcea exact același lucru, doar că cu capetele. Măgarul spaniol. Această metodă de tortură a fost extrem de populară în timpul Inchiziției spaniole. Victima era așezată în poziție călare pe un suport în forma unei prisme triunghiulare, orientate cu partea ascuțită în sus. După aceea, călăul atârna greutăți de picioarele victimei, până când dispozitivul îi spinteca corpul. Spintecătorul de sâni a fost creat special pentru torturarea femeilor. Adesea, vârfurile dispozitivului erau fierbinți. Odată introdus în piele, dispozitivul cauza pierderi enorme de sânge și putea rupe sânii victimei dacă era mișcat brusc. Spânzurat, înecat și tăiat în patru. În timpurile medievale, pedeapsa pentru trădare în Anglia era să fii spânzurat, înecat și rupt în patru în public. Această metodă este responsabilă pentru moartea a mii de oameni. În această tehnică a torturii, victima era cufundată într-un vas cu apă de mai multe ori, aproape până la înnec. Apoi era spânzurată pentru o perioadă scurtă de timp, provocându-i chinuri groaznice, dar nepermițându-i să plece din viață. Și spre final urma dezmembrarea și castrarea, unde măruntaiele și organele genitale erau arse în fața victimei. Gheara pisicii. Era un instrument de tortură ce consta într-un mânier lung, care avea la capăt țepi de metal curbați, astfel